Bună, bună oameni minunați, bine ați revenit pe Roxandra YouTube Channel, mă bucur să revin, iar astăzi vom discuta despre un subiect drag sufletului meu. Vom vorbi despre 3 metode, 3 exerciții pe care vi le recomand să le încercați, să le testați și să vedeți ce rezultate excelente vor avea pentru voi. Aceste exerciții sunt pentru persoanele care au probleme cu anxietatea, cu depresia sau cu încrederea de sine. Haideți să începem! Este foarte important să ne dăm seama că dacă suntem într-o stare mai joasă de vibrație, cum ar fi într-o perioadă nu foarte extraordinară din viața noastră, când avem gânduri mai rele, gânduri mai negative, când nu avem motivație de a face ceva sau pur și simplu vedem doar răul în fața ochilor, în acele momente este foarte greu să fim motivați și să facem ceva cât mai extraordinar în viața noastră. Iar aceste stări sunt stări perfect normale. Mai devreme sau mai târziu, unele persoane se confruntă cu o stare de anxietate mai severă sau poate va fi doar un episod. Unele persoane poate nici nu conștientizează faptul că au anumite probleme. Pentru că am fost învățați să nu recunoaștem când ceva ne doare sau să nu ne spunem tot timpul oful de pe inimă. Haideți să vedem ce putem face ca să ne ajutăm noi pe noi să avem o viață cât mai fericită. Dacă avem probleme cu încrederea noi, cu depresia sau cu anxietatea. În primul rând, încercați să nu fiți foarte, foarte aspri cu voi înșivă în cazul în care experimentați anumite stări mai negative și aveți gânduri de vibrații joase. Pentru că mai devreme sau mai târziu cu toții ne confruntăm cu astfel de stări. Cu toții suntem supărați, cu toții avem dreptul să fim frustrați, cu toții avem dreptul să trecem prin momente mai proaste, să le spunem așa, însă încercați să nu lăsați aceste stări să vă definească. Iar primul exercițiu pe care vi l-aș sugera este să fiți atenți la ce gânduri aveți zi de zi. Pentru că creierul nostru funcționează într-un fel miraculos, în sensul în care cu ce ne alimentăm noi creierul, gândurile pe care le avem noi zi de zi, este exact viața pe care o experimentăm. Noi avem capacitatea de a ne spune anumite lucruri, iar creierul nostru este precum o casetă. Dacă ne gândim la o casetă veche pe care a fost înregistrată o anumită melodie, când acea melodie se rulează, se rulează, se rulează. Ei bine, cam așa funcționează și creierul nostru. Ceea ce ne spunem noi nouă zi de zi, într-un mod conștient sau inconștient, este caseta care rulează de dimineață până seară și în timpul nopții. Dacă ne spunem că nu suntem suficienți, nu voi reuși, nu merit iubire, nu merit o relație minunată sau orice ar fi, acestea sunt gândurile care rulează, iar la urma urmei, ca să vezi, vei crede și tu în ceea ce îți spui. Deci, prin urmare, aș dori să atrag atenția la puterea gândurilor și să încercați cât se poate de mult să vă faceți afirmații pozitive. Deci primul exercițiu este exercițiu în oglindă. Exercițiul în oglindă sună în felul următor. Oglinda și tu. Vorbești cu tine în oglindă. Îți spui lucruri cât mai minunate, îți spui lucruri cât mai grozave, ca la urma urmei, repetând acest exercițiu, într-un final să crezi cu tărie ceea ce ai spus. V-aș recomanda 4 cuvinte. Începeți cu aceste 4 cuvinte care vin de la o terapie, terapia Ho'oponopono, o terapie străveche din America Latină. Ok, aceste 4 cuvinte sună cam în felul următor. Îți mulțumesc, te iubesc, iartă-mă, îmi pare rău. Aceste cuvinte au o putere foarte, foarte mare de convingere. Dacă le adresați Universului, lui Dumnezeu, vouă înșivă sau anumitei persoane, nu are așa multă relevanție. Important este să le rostiți. Puteți începe și doar cu 2 cuvinte, îți mulțumesc, te iubesc. Aceste 2 cuvinte au o putere extraordinară de vindecare. Încercați și vedeți.
Exercițiul în oglindă nu este nimic nou și oamenii de succes, mari, mari, mari antreprenori folosesc această metodă, ales când este vorba de a se pregăti pentru un anumit speech pe care urmează să-l facă, vor vorbi cu ei în oglindă. Pentru că te poți vedea 100%, îți vezi expresia feței, te identifici cu tine. Și nu uita, ceea ce faci tu, cum te comporți, ce rostești, ce gândești, este de fapt o reflecție pentru cei din jurul tău. Tu ești propria ta oglindă, deci încearcă să crezi în tine în primul rând, spunându-ți cuvinte pozitive. De asemenea, sunt foarte multe videoclipuri online pe care le poți accesa pe YouTube sau oriunde altundeva și sunt afirmații pozitive. Ascultând aceste afirmații pozitive, vei vedea că vei avea parte de o energie și mai puternică. Ok, să mergem mai departe. Al doilea exercițiu, acest exercițiu este un exercițiu de la terapia cognitivă de comportament pe care l-am descoperit acum 2 ani de zile și este un exercițiu extraordinar. Haideți să vă arăt, am un mic desen aici. Arată cam așa. În primul rând, este vorba despre faptul că pornind de la un gând, ne gândim la o anumită situație, indiferent de ce situație tristă sau ceva ce ne doare, s-a întâmplat un eveniment mai trist sau ceva ce ne-a provocat o anumită stare mai joasă, iar atunci încercăm să identificăm gândul. Să vedem ce gândesc eu. Ce gândim? Iar apoi, de la gând, vom merge mai departe la emoție. Ce simt când mă gândesc la acel lucru? Întreabă-te tu pe tine. Poți să notezi, poate este mai eficient dacă scrii, încearcă ambele variante, însă important este să identificăm gândul, iar apoi emoția, urmând apoi să ne uităm cu atenție la comportament. Ce facem efectiv în momentul în care ne gândim la acel lucru, simțim acel lucru, cum ne comportăm? Ce se întâmplă? Îți este greu să te dai jos din pat, nu ai motivație să faci nimic, ești mai tot timpul supărată. Ce fel de comportament ai? Iar apoi, de la comportament, gândește-te la simptome. Ce simptome fizice ai? Ce simți efectiv? Simți durere într-un anumit loc? Ce simți efectiv? Iar făcând acest lucru și lucrând cu tine, vei identifica din ce în ce mai multe lucruri care practic te deranjează și când identifici gândul, emoția, comportamentul și la urma urmei vei vedea care sunt simptomele, adică ce se întâmplă gândind în felul acela, comportându-te în felul acela, vei fi surprins să vezi ce vei descoperi. Cu cât lucrezi mai mult acest cerc, să spun așa, cu atâta drumul spre recuperarea ta va fi mult mai ușoară. Ok, aceste două exerciții pe care vi le-am spus până acum se pot aplica și persoanelor care suferă de anxietate severă, depresie sau persoanele cu încrederea în sine foarte scăzută. Pentru că ce se întâmplă? De cele mai multe ori când nu ne simțim foarte, foarte bine și suntem supărați și frustrați și suntem așa într-o mică cutie neagră, bineînțeles că nici încrederea de sine nu este foarte, foarte înaltă, pentru că dacă încrederea de sine ar fi foarte ridicată, ca să vezi, am fi avut puterea și ambiția să ieșim din acea gaură neagră. În momentul în care suntem cuprinși de emoții foarte puternice și foarte triste, este foarte greu să vedem lumina de la capătul tunelului. Deci, prin urmare, în al treilea exercițiu pe care vi l-aș recomanda, este foarte, foarte important pentru încrederea de sine, este vorba despre un exercițiu despre calități și defecte. Luați o foaie albă și începeți să notați. Împărțiți foaia în două, plusuri, minusuri. Începeți să scrieți toate calitățile pe care le aveți și toate defectele pe care le aveți. Nu vă speriați dacă încercați acest exercițiu și la început vă va fi mult mai ușor să vedeți defectele și vă va fi foarte greu să vedeți ce calități aveți. Nu este nicio problemă. Fiți perseverenți, încercați din ce în ce mai mult, încercați să fiți foarte, foarte atenți la ce calități aveți.
Dacă nu reușiți singur să ajungeți la aceste calități, scopul exercițiului este să vedeți realmente că sunteți persoane extraordinare. Cu toții avem calități, însă important este să le identificăm și să ne dăm seama de potențialul nostru. Cu cât ajungem mai repede la aceste lucruri, să le identificăm, să vedem că avem calități, iar defectele care sunt pe foaia respectivă să ne dăm seama oare cum am putea modifica aceste defecte să le transformăm într-o calitate. Și când reușiți acest lucru, wow, magia se va întâmpla. Iar cu privire la calități, dacă nu reușiți să găsiți foarte multe calități, o altă variantă ar fi să întrebați în jurul vostru, întrebați-vă prietenii, întrebați-vă colegii de la muncă, întrebați-i la ce sunt eu bună, ce crezi că fac eu bine, ce calități crezi că am eu. Puneți aceste întrebări și veți fi surprins să vedeți ce răspunsuri veți primi. Eu, într-un moment în care nu mă simțeam foarte, foarte bine emoțional, îmi aduc aminte că, da, mi-a fost foarte greu să găsesc calitățile, având în vedere că am suferit de o boală cronică de foarte mult timp și, pur și simplu, sănătatea mea a fost foarte, foarte, foarte rea și nu mai puteam să fac lucrurile pe care le făceam în mod normal, m-a afectat foarte mult să accept faptul că sunt bolnavă și nu sunt sănătoasă. Iar în momentul acela am făcut absolut toate aceste exerciții pe care vi le-am spus eu în acest video și chiar mi-a fost greu să-mi identific calitățile. Deși în sinea mea, undeva în interior, știam că am multe calități, credeam în mine, însă în momentul respectiv, încrederea mea a fost foarte, foarte joasă. Și când am început să pun aceste întrebări în jurul meu, prietenii mei, chiar am rămas foarte surprinsă să văd ce lucruri frumoase văd ei la mine, la ce cred ei că sunt eu bună. Și am descoperit câteva calități la care niciodată nu m-aș fi gândit. Chiar am să pun aici undeva un mesaj eventual dintre cele mai frumoase calități pe care mi le-au descoperit prietenii sau familia, la care nu m-aș fi gândit niciodată. De exemplu, mi-aduc aminte că o prietenă mi-a spus că îi place foarte mult modul în care aranjez eu mâncarea și modul în care prepar totul și cum aranjez pe platouri și că sunt foarte creativă când vine vorba de mâncare. Ceea ce m-a surprins foarte mult, n-am văzut niciodată acest lucru ca o calitate, nu m-am gândit că ar fi ceva wow de admirat. Însă, ia uitați, m-a surprins și bineînțeles că mi-a ridicat moralul și am fost extrem de fericită. Oameni minunați, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. M-aș bucura extrem de mult dacă mi-ați scrie și în comentarii și mi-ați spune cum a fost progresul vostru și ce rezultate ați avut în urma acestor exerciții. Vă doresc doar să aveți multă răbdare, să fiți perseverenți, nu se va schimba peste noapte imediat, însă important este să aveți răbdare și ambiție. Încercați și veți vedea ce rezultate incredibile veți putea realiza. Totul pornește de la voi. Voi sunteți cheia spre succes și doar voi vă puteți ajuta să ieșiți din aceste stări. Eu cred în voi și știu că puteți, pentru că și eu la un moment dat am fost într-o situație foarte neplăcută, într-o gaură așa mai neagră. Mi-a luat mult timp să ies din acea gaură, însă într-un final am ieșit și credeți-mă că lumina de la capătul tunelului este extraordinară. Când aveți încredere în voi, puteți face absolut orice. Și să nu vă fie rușine să vorbiți despre anxietate sau depresie. Chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă doriți să intru în mai multe detalii cu privire la anxietate și depresie, pentru că, din ce am observat eu, consider că aceste subiecte legate de mental health, legate de problemele emoționale și cu ceea ce se confruntă oamenii, anumite traume, nu sunt suficient de discutate. Și aș vrea doar să știți că nu sunteți singurii, mai devreme sau mai târziu, fiecare trece printr-o etapă mai puțin favorabilă. Important este cât ești de puternic. Acum este momentul să demonstrezi că nu te lași pradă acestor probleme și poți și dorești și vei face tot ce stă în putință să fii cea mai bună versiune a ta. Anxietatea, depresia, încrederea în tine nu îți pune o etichetă. Tu poți mai mult. Acum este momentul să demonstrezi. Haideți să vedem ce rezultate vom avea. Cam atâta pentru astăzi, vă mulțumesc din suflet pentru timpul acordat, aveți grijă de voi, nu uitați,
merită să zâmbiți, sunteți minunați, fiecare persoană este diferită și trebuie să facem tot posibilul să ne îndeplinim toate visele. Cheia este la voi, doar voi puteți face tot ce vă doriți. Cam atâta pentru astăzi, ne revedem duminica viitoare la ora 2, ora Angliei, respectiv ora 4, ora României. V-am pupat!